La cât se plafonează consumul în școli? Pentru că sunt deja școli care au anunțat că vor scurta orele de predare de la 45 de minute la 40 de minute, tocmai pentru a face economie. Este cazul unor instituții de învățământ din Gorj, domnule subsecretar de stat. Le reamintim telespectatorilor, sunteți subsecretar de stat în Ministerul Educației, deci suntem pe subiect. Păi dacă, vedeți, dacă într-o țară care are mare nevoie de educație ajungem să scurtăm ora de predare ca să facem economie, mă tem că nu ăsta este spiritul și nici măcar litera progresului la care aspirăm cu toții. Absolut. Eu mă bucur că colegii din guvern au înțeles importanța de a crea o plasă de siguranță, nu doar pentru școli, să știți, inclusiv pentru serviciile sociale, pentru spitale, pentru școlile publice sau private, pentru creșe. Este evident, sunt domeniile poate cele mai importante din viața unei societăți și acolo guvernul s-a preocupat ca prin aceeași ordonanță de urgență 119/2022 să plafoneze la un leu kilovatul pentru aceste instituții publice și care deservesc practic populația și cetățenii țării. Deci practic nu trebuie să scurtăm programele. Dar dumneavoastră, minister bun, au fost multe schimbări și la Ministerul Educației. Dar când auziți că se ia această măsură a scurtării orei de predare cu 5-10 minute ca să se facă economie, sunteți de acord cu așa ceva? Evident, nimeni nu își dorește să aibă o oră în care să nu există, să nu fie o oră de altfel. Până la urmă, programa școlară și competențele, parcă cunoștințele, abilitățile pe care le transferăm copiilor trebuie să întâmple conform curriculumului și conform programei așa cum este ea proiectată. Și e adevărat că orele în frig, nici alea nu sunt nu ore. Sunt deloc de bun disconfortul copilului îl împiedică. De aceea spun că suntem preocupați să asigurăm confortul necesar în această perioadă, vorbind de perioada de 1 septembrie. Școlile aflându-se în subordinea administrației publice locale, absolut, deci primării și așa mai departe, ei iau decizia, dar poate și dumneavoastră la minister dați o directivă. Practic, prin această ordonanță, între 1 septembrie și 31 august 2023, plafonarea aceasta există, deci practic școlile trebuie să-și pună, cum să spun, în practică calitățile și abilitățile pe care le au acelea de a duce copiii mai departe și permiteți-mi cu această ocazie, pentru că astăzi este Ziua Mondială a Educației, să le urez cadrelor didactice, să le urez copiilor, elevilor, părinților și tutorilor acestora un la mulți ani, să îndemn să se apropie și să bucure de bogăția școlii și să le doresc succes în acest an care tocmai a început de curând și care se prevede ca fiind unul dificil, provocator și dificil. Pentru că spunându-le copiilor că e nevoie să-și facă teme, copiilor din ziua de azi să-și facă teme, nu știu, la lumina lămpii și așa mai departe, o chestiune care nouă nu se părea să normală. Nu vrem să ne întoarcem în timp, pentru că perspectivele sunt cele de integrare spre dezvoltare și este foarte adevărat, nu poți să faci nici dezvoltare, nici progres pe burta goală, nu poți să faci fără a cheltui, fără a plăti un preț corect, iar Ministerul Educației, prin politicile pe care le are în vedere și prin toate aceste măsuri, știți foarte bine, proiectele educației care au fost în dezbatere o vreme îndelungată. Păi, domnule, ce se va întâmpla? Că legile educației înțeleg că nu se duc în Parlament acum. Ne așteptăm la mai multă competență, la mai multă, cum să spun, la mai multe rezultate pozitive, în așa fel încât să conectăm rezultatele școlii cu piața muncii, pentru că până la urmă domnul ne dorim Daragiu, sperăm ca aceste legi să n-aibă soarta legilor pe domeniul energiei, adică să nu fie modificate de 13, 14, 15 ori, așa cum se întâmplă cu legislația în domeniul energiei. Pentru că înțeleg că și aici urmează noi propuneri, urmează să fie, să reflecte alte viziuni. Având în vedere faptul că au fost 80 de dezbateri publice, îmi place să cred că populația a fost și grupurile de interese au fost suficient de, cum să spun, implicate în toate aceste propuneri, iar propunerile bune cu siguranță că vor merge mai departe, pentru că până la urmă vorbim despre interesul al nostru, al tuturor, și anume acela de a avea copii educați, copii care să poată să facă performanță și să devină cetățeni utile acestei țări. Mulțumesc mult pentru intervenție. Și eu vă mulțumesc. Vă spun